Am ales anume să fim aici la hidrocentrala din Dubăsari, în zona de securitate, cum am menționat-o, pe malul râului Nistru. Mai mult nu din considerente de PR sau din considerente că suntem la natură, dar datorită faptului că acest loc este un loc simbolic a problemelor majore prin care trece Republica Moldova și societatea noastră. Aici, lângă hidrocentrală de la Dubăsari, noi putem să urmărim cel puțin trei probleme de bază care ne afectează tot parcursul vieții noastre, care practic simbolizează ceea ce este astăzi Moldova și ceea ce noi n-ar trebui să avem în viitor. Prima este pentru noi verzi ecologiști, râul sau fluviul Nistru. În spatele noastre îl vedeți, iată, este fluviul care curge de mii de ani, dar datorită sau din cauza activității noastre umane, riscăm să-l pierdem. Majoritatea orașelor mari situate din Republica Moldova sunt situate sau sunt conectate la râul Nistru. 70% din teritoriul nostru depinde de sănătatea acestui fluviu. Noi, practic, cetățenii care locuim nu numai pe fluviul Nistru, nu numai pe malul drept sau stâng al râului Nistru, depindem de sănătatea lui. Dar noi toți depindem de el. Și, practic, acum avem un râu murdar, avem un râu care riscă să-și piardă apele, avem un râu care, dacă guvernul ucrainean își va îndeplini scopurile propuse, poate să rămână fără apă aici, la Dubăsari și mai jos, și să fie transformat în mlaștene, dar nu în ceea ce noi cunoaștem până acum. Deci problema râului, fluviului Nistru, este o problemă de care toți guvernații până acum au tăcut, tac, și dacă nu vom vorbi noi foarte respicat, așa ca să ne audă, vom rămâne fără el și va fi un dezastru ecologic. Doi, este securitatea cetățenilor Republicii Moldova. Aici noi putem să vorbim de securitate energetică, dar cunoaștem foarte bine că în Republica Moldova problema securității nu este doar de energie, este și securitatea demografică și securitatea alimentară și securitatea militară. Și iată, aceste probleme de securitate, noi, verzii din Republica Moldova, le vom aborda științific, le vom aborda sistemic, le cunoaștem și ele trebuie soluționate. Nu azi, nu mâine, dar cum se spune, trebuiau soluționate ieri. Și trei, noi ne aflăm în zona de securitate de 30 de kilometri, de 30 de ani deja ea este instalată și nici ca cum nu se hotărăște această problemă. Este un conflict în care sau care este benefic pentru o parte foarte mică de cetățeni, de lideri, atât din partea stângă cât și partea dreaptă a râului Nistru, dar suferă toți. Și cei care sunt la cârma, care au fost la cârma țării, care nu doresc să soluționeze acest conflict nici în dreapta, nici în stânga Nistrului, trebuie să plece și să vină forțele care pot soluționa, care doresc să soluționeze. Și cel mai important este că viața omului depinde de acțiunile noastre a tuturor. Deci, după o perioadă destul de lungă, de mai mult de un an, cât am fost închiși, am fost stresați de pandemie și astăzi încă nu este pandemia trecută, noi vrem ca pe viitor să fie bine, să fim sănătoși. De aceea, noi intrăm în campania electorală sub lozinca verde pentru sănătate și viitor.
Vreau să menționez că suntem o echipă destul de progresistă, o echipă care este compusă preponderent din doamne. Avem 52% doamne, 48% bărbați. Special ne-am propus ca să arătăm celor care bat toaca că suntem o societate tradițională și locul femeiei este acolo unde a fost de mii de ani. Noi spunem tare și respectat că noi dorim o societate unde femeia are un loc de respect și este o egalitate în toate. Lista noastră este o listă de tineri și profesioniști. Avem peste 62% de persoane până la 40 de ani și peste 70% sunt cu studii superioare, masterate și doctorate. Deci cunoaștem ce putem face, ce dorim să facem și cum trebuie de făcut. Și ultima, nu suntem doar din capitală, nu suntem doar din centrul Chișinăului, peste 65% din persoanele candidați la funcție de deputat din partea Partidului Verde Ecologist sunt din alte localități decât municipiul Chișinău. Eu aș vrea să acord cuvântul doamnei Olga Afanas, cea care va deschide sau cea care deschide lista candidaților Partidului Verde Ecologist în Parlament, în campania electorală din 11 iulie pentru alegerile parlamentare. Olga Afanas va vorbi mai mult ea despre reușitele, succesele ei. Eu unic vreau să spun că eu mă închin în fața perseverenței oamenilor ca Olga Afanas, în fața tăriei de caracter și dorinței de a face ceva bun pentru întreaga societate. Cu toate că noi, ca societate, nu totdeauna suntem deschiși, nu totdeauna apreciem munca la așa persoane. Olga, eu te rog, vină lângă mine. Microfonul ăsta îți vede că ba vrea să lucrezi, ba nu, dar e vremea ta. E vremea când poți să spui ceva întregii societăți și știi că noi ne mândrim că ești lângă noi și sperăm foarte mult ca alături de tine să fie și foarte mulți, mulți alții care știu ce este, cum este și ce trebuie făcut. Bună ziua, stimați concetățeni și concetățene, mai aproape. Sper să se audă. Eu vă salut pe toți cei și cele care ne urmăriți acum, toți prietenii noștri, toate prietenele noastre și mulțumesc domnului președinte, mulțumesc întregii echipe. Este o onoare enormă pentru mine să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră și trebuie să spun ceva și despre mine, dar să știți că nu e despre mine, este despre noi toți, este despre voi. Eu sunt din domeniul educației, sunt psiholog și consilieră de dezvoltare personală, sunt traducătoare și am și o mică afacere, deci știu ce înseamnă să dezvolți o afacere fiind femeie în Republica Moldova și nu m-am gândit niciodată că voi face politică. Sunt activistă civică de formare și din 2001 sunt în sectorul social. Dar această echipă minunată, cu valorile pe care le promovează și le are, m-a inspirat să mă alătur unui partid de oameni onești, care nu s-au aflat în funcții și care n-au râvnit la ele, dar care sunt dedicați unor cauze pentru oameni. Eu mă regăsesc totalmente în această echipă și vă mulțumesc pentru încredere, fiind, după cum am zis, din educație, fiind profesoară, fiind activistă civică, fiind psiholog și consilieră de dezvoltare personală și având o mică afacere, nu eu sunt astăzi prima pe listă printre candidații și candidatele Partidului Verde Ecologist. Sunteți toți voi,
suntem toți noi. Și este o enormă onoare să reprezint într-o echipă cu valori, o echipă de oameni dedicați, toate categoriile de persoane subreprezentate, care până astăzi nu au fost reprezentați. După cum bine știți, Republica Moldova, avem 5-6% din populație sunt persoane cu dizabilități. Aceste persoane au un potențial intelectual, social, cultural enorm, pe care Republica Moldova, din păcate, pentru moment îl realizează într-o măsură foarte și foarte mică. Și nu mi se pare corect. Noi merităm să fim reprezentați, toate persoanele cu dizabilități, persoane cu nevoi speciale ca și mine, toate femeile cu nevoi speciale, toate femeile subreprezentate, femeile din minoritățile etnice, femeile de afaceri, freelancere, care au o mică afacere pentru că au decis să își ia destinul în mâini și să facă ceva pe cont propriu. Toate femeile care până astăzi nu s-au regăsit în Parlament și la nivelul de luare a deciziilor, de astăzi ar trebui să se regăsească. Pentru că am zis, noi merităm și ne vom regăsi. Eu sunt doar una, dar vom fi multe. Pentru că această listă este compusă într-adevăr de oameni care pun valorile egalității de gen și a echității sociale pe primul loc. De aceea chem pe toată lumea care mă cunoaște sau care m-a văzut undeva la evenimente, pe toți activiștii și activistele civice care mă cunosc, vă chem, vă îndemn să studiați atent oferta noastră electorală și să vă alăturați, să ne sprijiniți. Pentru că, într-adevăr, după cum a spus domn președinte despre listă, este într-adevăr în mare parte această listă compusă din oameni dedicați cauzelor sociale, cauzelor pentru oameni. Și chiar vom lupta pentru oameni. Eu sunt una pe listă, prima, dar suntem mai mult de jumătate femei și mă simt onorată să o deschid. Noi merităm. Votați Partidul Verde Ecologist! Da, și dacă credeți că ați scăpat de mine, nu este chiar așa. De ce? Pentru că eu mai am un discurs. Я хочу сегодня обратиться также и к тем, для кого родной язык другой, кроме румынского. Я сама родилась в Сороках, в смешанной семье. Моя бабушка чистокровная украинка из Хмельницкой области. Она меня вырастила и очень сильно повлияла на то, что у меня есть сегодня в жизни, и то, что я верю. Я знаю, что такое жить в смешанной семье, и что, насколько это обогащает наш народ. Да, с кем бы? Насколько это обогащает наш народ, и насколько мы в Молдове выигрываем, насколько мы счастливые люди от того, что у нас есть такое богатство этнического, народного свойства. Нас так много, мы такие разные, и мы все приносим замечательный вклад, вносим вклад в развитие нашей страны. Все те, кто чувствует себя не главной нацией в нашей стране, вы для нас очень важны. И европейские ценности по диалогу межэтническому и потому по обеспечению равноправия для зеленой партии, для зеленой экологической партии Молдовы очень важны. Я хочу, чтобы вы верили. Для нас вы потрясающие, важная составляющая нашего народа. И мы обязательно будем представлять вас. Я лично буду представлять вас, потому что я знаю, каково это. Представлять всех женщин, представлять тех, кто до сих пор в парламенте не находился.
Это, во-первых, люди с инвалидностью, женщины с инвалидностью, женщины из разных этнических меньшинств, люди, у которых не было возможности получить достаточное образование и так далее. Мы ценим каждого из вас, и для каждого из нас важны экологические ценности. Экологические ценности – это ценности здоровья. Мы желаем нашей стране здоровья и оздоровления во всех сферах. Я призываю вас поверить и внимательно смотреть в наши программы и поверить людям, которые действительно положили жизнь на продвижение важных социальных инициатив. Голосуйте за экологическую зеленую партию Молдовы. Спасибо. Я кашай на ной, când ай прям мульти микрофоны, шип пластик, дынсели. Deci încă o dată vreau să spun că prima pe listă este Olga. Olga este psiholog de formare și, după cum vedeți, cu toate că are o problemă de sănătate, a depus, depune și va depune în continuare foarte mult efort ca să fie la înălțimea care și-a propus-o ea. Noi, ceilalți, dacă am lucrat atâta cât lucrează persoanele cu necesități speciale, în special femeile care au necesități speciale, noi am fi o societate foarte și foarte dezvoltată. După cum cunoașteți, Partidul Verde Ecologist și-a deschis lista sa pentru societatea civilă. Noi am avut un demers către întreaga societate ca cei care își doresc să aibă un cuvânt dispus în politicul Republicii Moldova pe viitor, dar nu doresc să adere la o formațiune politică, să studieze foarte bine ce ne propunem noi și să vină lângă noi, să luptăm împreună. Unul din cei care a acceptat și a venit în familia noastră sau pe lista noastră verde, ecologiste, este Oleg Brega, cel care eu am spus și o voi spune. Din punctul meu de vedere, este omul pe care îl dorim atunci când avem nevoi, probleme, să fie lângă noi, dar de care așa ne străduim să ne dăm mai într-o parte atunci când totul e bine, când totul e uns cu unt, fiindcă pare a fi prea corect, prea direct, și dar este așa sau nu? Oleg, te rog la microfonul liber, da? Numai că nu e în parcul din Chișinău, dar aici la Centrul Central. Mulțumesc! Multă lume, tineretul mai ales, mă cunoaște după strigătele Poliția! Poliția! Sau că vreau să mă exprim și nu mă lasă! Mai ales cei care mă urmăresc pe internet. Unii care mă știu de la radio, de la televizor, mă asociază cu numele Inamicul Public sau cu Hyde Park, tot un fel de microfon de liberă exprimare. Încă cu vreo 20 de ani în urmă îl făceam la posturi publice. Acum sunt activist de drepturile omului. Vreau ca în această echipă, care iată m-a găzduit, m-a primit, chiar dacă sunt de altă culoare cum ar veni, mă acceptă așa cum sunt, vreau să apăr și să reprezint drepturile omului, diversitatea. Cred că e timpul ca despre drepturile omului să vorbească nu doar la universitate și nu doar în organizații internaționale, și nu doar la CEDO, unde Moldova pierde periodic o dată pe lună câte un dosar pentru încălcarea drepturilor fundamentale, ci despre drepturile omului să se vorbească în familie, la grădiniță, la școală, la televizor, în parlament, la poliție și în instanțele de judecată, să fie atât de bună justiția încât să nu mai ajungă dosare la CEDO, pentru care, iată, nu răspunde nimeni în mod individual, ci plătim din bugetul public mii de euro. Sau ieri Curtea Supremă de Justiție a pronunțat un dosar în cazul Gemeni. 2 milioane trebuie să plătim că s-a încălcat drepturile cuiva la proprietate. Vin ca să veghez drepturile omului, vreau să fiu un fel de avocat al poporului în Parlament. Cred că așa trebuie să fie un parlamentar, accesibil pentru cetățeni, deschis la problemele reale, să asiste la proteste, să asiste la ședință de judecată, să fie disponibil pe rețele sociale și la telefon, ca acolo în Parlament să-i poată reprezenta pe acești oameni simpli de rând, nu cum avem acum parlamentari milionari,
care nu ies din Porsche sau ce alte mărci de mașini scumpe reușesc să-și procure din ajutorul de la părinți sau cum zic ei de fiecare dată, că nu, că nu-s banii lor, că salariul de parlamentar nu-i foarte mare. Deci vin să apăr drepturile inclusiv a celor din pușcării, care săracii, unii pe nedrept, vreo jumătate poate din deținuți stau condamnați pe nedrept și sunt ținuți în condiții inumane, degradante, oricare dintre ei dacă s-ar plânge ar putea să învingă Moldova la CEDO. Cred că trebuie să facem pușcării civilizate ca omul de acolo să iasă cu înțelegere că a fost pedepsit pentru o încălcare, nu să iasă înrăit pe societate, mai periculos decât atunci când a fost arestat înainte să-și spășească pedeapsa. Deci de la aceste drepturi elementare pornește statul de drept. Dacă nu avem dreptate, dacă nu avem inclusiv drepturi sociale, nu doar din astea, civile, libertate de exprimare, drept la întrunire, dar și drepturi sociale, dreptul la un acoperiș deasupra capului, dreptul la un minim garantat din care se poți trăi, indiferent dacă ai salariu sau pensie, dar să nu mori de foame sau să iei credite ca să plătești serviciile comunale. Aceste drepturi vreau să le apăr în Parlament. Sper că o să ne votați. Sunt cu verzii ecologiști, cu simbolul floarea soarelui sau răsărita, sunflower, sau cum îi zice în italiană, girasole. Găsiți-ne pe buletinul de vot în partea a doua, la coadă, și faceți-ne să ajungem cei din tâi, să aducem prospețime în viața politică. Votați Partidul Verde Ecologist dacă vreți să-l ajutați și pe Brega și pe alții ca el, curajoși, temerari, principiali și cinstiți, să ajungă în Parlament. Dacă nu, o să aveți în continuare aceeași clasă politică care una spune în campanie electorală și alta vă face după aceea în 4 ani. Bravo! Deci noi pentru justiție, pentru drepturile omului, mergem cu sloganul Verde pentru sănătate și viitor. Și pentru toți cei care luptă pentru drepturile omului, justiție, noi ne propunem ca în Parlamentul viitor să lichidăm imunitatea parlamentarilor. Practic, nu credem că în Republica Moldova ei au nevoie de imunitatea în cauză, de imunitatea judecătorilor de asemenea. Noi ne propunem să facem tot posibilul ca în justiție să facem curățenie, anume din această considerente vom revizui cum au fost cheltuiți banii care au fost dată în ultimul deceniu de către Uniunea Europeană, de către partenerii noștri strategici și care practic s-au consumat nu știm unde și cum, dar justiția deocamdată rămâne la noi acaparată, avem o justiție incorrectă, o justiție care nu este pentru toți, doar pentru unii. Dar următoarea candidată pe lista Partidului Verde Ecologist este doamna Natalia Iasco, iată așa micuță, plăpândă, cum o vedeți voi aici, dar care reprezintă practic toate mamele, surorile, soțiile noastre, poftim? Șurocherii, da. Aici nu se vede, dar șurocherii noștri care au lăsat meleagurile noastre, au plecat peste hotare pentru a-și făuri un viitor. Unii, ca Natalia, s-au întors înapoi ca să facă ceva aici la noi acasă și îi mulțumim foarte mult că acceptați fie la noi pe liste. Toate deja avem vreo 5 ani de zile de când conlucrăm ca partid, ea fiind responsabilă și promovând Partidul Verde în diasporă. Natalia, microfonul ăsta care lucrează, banul lucrează, e al tău. Mulțumesc! Stimați alegători, ecologia este șansa mileniului 3. Astăzi luptăm pentru o cale verde în această campanie electorală, mai aproape de problemele oamenilor și a naturii. Suntem aici pentru a sensibiliza conștiința alegătorilor că problemele de mediu sunt în toate domeniile, în toate sferele sociale. Și această situație dezastruoasă care s-a creat în țară ne afectează, de la Brăceni până la Cahul, inundațiile, incendiile, încălzirea globală, și care ne repesc sute și mii de ubeți. De aceea ne demonstrează că natura poate fi și dușmanul nostru. Cum spunea marele poet Grigore Vieru, mi-e frică
de războiul naturii care a început pentru faptele barbare care le-am făcut. De aceea vă îndemn să votați Partidul Verde Ecologist, Verdele pentru Sănătate și Viitor. Scurt, clar, cuprinzător. Deci noi ne adresăm tuturor celor care nu sunt astăzi acasă, celor din diasporă, cu un mesaj destul de concret. Da, cei care sunt la guvernare astăzi, cei care au fost înainte la guvernare, cam consideră că este o realitate paralelă sau lumea paralelă este diaspora. Nu, noi considerăm că cei care au plecat, chiar și cei care sunt pe malul cel al râului Nistru, da? Noi toți suntem cetățeni egali ai Republicii Moldova. Noi toți avem aceleași drepturi. Și chiar dacă Comisia Electorală Centrală, poate guvernarea actuală, poate guvernul care nu este guvern deocamdată plenipotențial, își dorește altceva. Noi dorim ca fiecare din dumneavoastră să aibă dreptul și să-și exercite dreptul la vot. Și dacă nu este secție de votare alături, pe 11 iulie vă îndemnăm să vă luați un concediu, veniți să vă vedeți mamele, părinții, să ne vedeți pe noi verzi cum luptăm aici, să vedeți cât de verde la propriu este Republica Moldova acum, după atâtea ploi, și sperăm că și după 11 iulie Republica Moldova să înțeleagă că verdele este viitorul, că verdele trebuie să domine în Republica Moldova pentru sănătatea și viitorul nostru. Asta am înțeles-o cu regret, deocamdată puțin aici, mai mult peste hotare Republicii Moldova. Fără ecologie, fără drepturile omului, fără libertate, fără toate acestea, noi nu vom avea prosperitate. Așa și vom trăi în sărăcie, mâncați de corupție și, practic, în insecuritate. Următorul pe lista noastră a verzilor ecologiști, lista sinceră, curajoasă, este un tânăr din raionul Nispureni, Alexandru, te rog, satul Bălăurești, este deocamdată și noi nu ne genăm să spunem unicul primar al Partidului Verde Ecologist, dar totdeauna se începe cu ceva. Și noi am început-o bine cu dreptul. Alexandru făurește viitorul în satul său, cu toate că lui nu-i place să vorbească despre asta, dar a avut posibilitatea să rămână head de parte de Republica Moldova, să fie foarte bine, mersi acolo, dar s-a întors, deja de ceva ani trăiește în Republica Moldova, deja aproape 2 ani de zile este primarul satului Bălăurești și noi considerăm că în viitorul apropiat acest sat va fi satul verde, satul ecologic, iar domnul primar va fi și președintele Țării Republicii Moldova într-o bună zi cu soare. Da. Deci, mulțumesc, domnule Tale, mai în glumă, mai în serios, dar am făcut o discuție cu soția și i-am spus că până la 50 de ani trebuie să ajung să candidez și la funcția de președinte. Deci, salutare națiunii, salutare oameni cu mintea luminată și vă vreau pe toți cu mintea luminată. Și vreau să vă spun că până a deveni primar, eu am venit din business și o mare experiență pe care am căpătat-o acolo în business, o implementez și la nivel local. Deci astăzi suntem pregătiți să punem piciorul în prag și să spunem cu voce tare: Partidul Verde Ecologist trebuie să intre în legislativ pentru a implementa și a ajusta norme care ar aduce beneficii tuturor. În funcție de primar, am înțeles că reforma administrativă nu mai poate fi trăgănată. Banii care ar trebui să ajungă la dezvoltarea infrastructurii trec prin sita consiliilor raionale sau prin portofelul președinților de raioane, care se plimbă cu mașini de lux și stau bine mersi, dar acum în secolul 21 copiii de la grădiniți și școli în mare parte în țara noastră încă merg la toaleta din curtea școlii. Este tragic.
Și ce a mai trecut pe alături de portofel și prensită? Banii se dau la primarii care au pupat mâna președinților de raioane și au îmbrățișat sigla de partid a acestora. Iarăși, tragic. Cu regret, dar realizez că consiliile raionale nu fac altceva decât să îngreuneze activitatea primăriilor prin colectare de date statistice, prin diferite hârtii, tabeluri, note informative care nu aduc folosul nimănui. Iar primarii, din lipsă de specialiști, adesea sunt nevoiți să studieze domenii cu care n-au nicio tangență pentru a da niște date unui alt centru sau birou de statistică pe care noi încă îl numim Consiliul Raional. Deci Partidul Verde va lupta pentru modificarea modului de distribuire a Fondului Ecologic Național. În mod raportual numărului de cetățeni, anual să fie alocați bani pentru realizarea și implementarea proiectelor prin toate satele și orașele, întru construcția și întreținerea tot ce înseamnă îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Toate partidele stau cu mâna întinsă la tineri ca să-i voteze. Dar cât și-au pus ambiția ca tinerii noștri să nu devină diaspora? Ce au făcut ei pentru tineri ca ei să nu plece? Da, o să enumerați câteva, ca exemplu, prima casă sau altceva. Dar în țara în care eu vreau să trăiesc, prima casă trebuie să fie garantată și achitată din impozitul salarial pe care tot statul trebuie să ne-l garanteze. Un minim de salariu care să ne permită să achităm creditele la prima casă. Sau dacă vorbim despre credite pentru startup-uri, pentru business-uri. Din primul minut, impozitul vine ca o măciucă și strivește acele vizii care încă nici nu ai reușit să le realizezi. Primul an de activitate în orice domeniu a business-ului trebuie să fie scutit de orice impozit și taxă. Iar dacă profitul îl reinvestești, trebuie să fii scutit și al doilea an. Nu trebuie să fii mare economist ca să înțelegi că creând condiții favorabile pentru businessul mic vor fi create și locuri de muncă. Și vom avea produse autohtone și servicii. Iar banii vor face un circuit aici, intern, pe care eu îl numesc bani, servicii, bani. Deci, oameni buni, eu cred că este timpul să ne trezim și să nu mai credem în diferite propoziții frumoase care vin și ne le spun frumos la televizor. Haideți cu toți să votăm Partidul Verde Ecologist. Noi am demonstrat că am făcut față și ne-am descurcat foarte bine la nivel local și vă asigur că o să ne descurcăm și la nivel central. Deci, cu Doamne ajută și într-un ceas bun. Votăm Partidul Verde Ecologist. Alexandru, mulțumesc și eu sper că mulți tineri din Republica Moldova care sunt pe loc sau care au fost peste hotare au înțeles și importanța naturii în viața lor. Importanța nu doar a banilor, cu regret în ultima perioadă toți de la guvernare și însuși mersul de dezvoltare societății ne împing tot mai mult spre a aborda valoarele doar din punct de vedere material. Trebuie să deschidem ochii și să ne uităm și la acele valori spirituale care le mai avem. Și dacă unii spun că suntem o societate tradițională, eu puțin și cu echipa care o am în spate, credem că societatea tradițională trebuie să se mai uite și la timpul azi, să se dezvolte și să vadă că noi nu putem trăi după canoanele trecutului, trebuie să trăim după necesitățile prezentului și viitorului. Vreau să-i acord cuvântul lui Vasile Fătescu,
o persoană care nu este cea mai tânără, spun eu, după vârstă, dar este tânără după suflet. Și eu mereu îmi spun că tinerețea, asta nu e starea corpului, dar starea sufletului. Și am văzut cândva un moșneguț de vreo 78 de ani, eu pe atunci aveam vreo 16, cred că. Venea la discotecă, dansa cu atâta har și era atât de tânăr. Dar am văzut și pe cineva care avea 24 de ani, când avem și eu 24, dar gândirea era de 70 de ani. Ce vrei să spui tu, Vasile? Stimați prieteni, bună ziua, vă salut cu drag. Vreau să salut în primul rând baștina mea Condrătești. Vreau să salut pe toți cei care ne urmăresc de peste hotare. Vreau să salut pe toți cei care sunt cu sufletul și gândesc verde ecologist. Gândesc verde și avem o gândire verde, pentru că nu poluăm. Și noi, când am zis odată câteva săptămâni în urmă că ne asociem cu acest slogan zero poluare, a fost o idee foarte bună și, în primul rând, această idee este foarte bună pentru familiile noastre. Uite că 30 de ani pentru familiile noastre, statul Republica Moldova a făcut foarte puțin și ne-a dezbinat, de fapt. Pentru că unii suntem aici acasă, ceilalți sunt peste hotare. Unii suntem cu dorul și gândurile bune spre cei care au încercat și cu foarte multe greutăți au încercat să-și rezolve întrebările și năzuințele lor peste hotare. De ce? Pentru că, de fapt, aici, în Republica Moldova, nu le-au oferit o cale de afirmare. Familiilor acestea au fost destrămate, au fost aruncate pur și simplu așa într-o neștire, pentru că, de fapt, au fost nevoiți să ia calea pribegii. Câți din ei s-au gândit vreodată că nu o să mai poată să vină acasă, nu o să poată să-și cuprindă copiii de sărbători, nu o să poată să-și cuprindă rudele de sărbători și să spună la mulți ani sau să le cânte un mulți ani trăiască. Familia a rămas întotdeauna pentru Partidul Verde Ecologist o prioritate. O prioritate importantă și pentru ea, de fapt, se vrea și o platformă politică, o platformă parlamentară. De ce? Pentru că politicile toate se fac pentru Parlament. Viața bună și legislația toată pentru aceste familii se face în Parlament. Nu cu legi care au fost făcute anapoda timp de 30 de ani. Nu cu o impozitare, nu cu o batjocură, de fapt, de această situație. Pentru că 85% din bugetul remitențelor au susținut și susțin în continuare Republica Moldova. Noi, pe cei care au fost să ne sprijine atât de mult, cu ce i-am susținut din Republica Moldova? Gândirea verde a fost adoptată de parlamente în Europa. Avem foarte multe exemple în care sunt deputați europarlamentari și apără acest statut și aceste năzuințe verzi în Parlamentul European. De ce acolo se poate și la noi în Republica Moldova nu? Pentru că a venit timpul să ne reorientăm la acest capitol. Dacă vorbim că familia este pilonul societății, el trebuie să rămână și statul, prin politice și legislația care o adoptă, să facă tot posibilul ca aici să se trăiască cu adevărat bine, să nu fie nevoită familia să fie în formatul care au fost 30 de ani. Dacă am vorbit întotdeauna de sănătate, am dorit un sistem de sănătate foarte bun, adoptat cu niște legi și niște politici foarte concrete pentru Republica Moldova. Noi am ajuns să fim foarte bolnavi în Republica Moldova. De ce? Pentru că s-a insistat și s-a dorit acest lucru. Din păcate, o spun asta cu rușine, pentru că 30 de ani, noi, în Republica Moldova, n-am reușit să ajungem la un standard de sănătate care să ne permită să susținem întru totul familia și un trup sănătos. Vorbim despre ceea ce se implementează în domeniul învățământului. Am distrus și aici foarte mult și au luat calea pribegiei foarte mulți tineri care nu mai pot și nu mai vor, din păcate, să vină în Republica Moldova și să construiască această republică aici. Dacă în aceste trei domenii, în familie, în sănătate, în învățământ, în sport, în cultură, s-ar fi investit suficient și ar fi fost susținute, noi ajungeam să fim acasă. În primul rând acasă. Să nu luăm calea privilegiei. Foarte mult din talentele noastre trebuie să se afirme, nu știu de ce, peste hotare. De ce nu aici, în Republica Moldova? De ce o platformă foarte bună să nu se le ofere aici? Dacă și lucrul ăsta se întâmpla cu tot o altă situație. În Parlamentul Republicii Moldova, Partidul Verde Ecologist își are glasul său de spus. Și vă îndemn pe toți
îndemn băștinașii mei, îndemn studenții mei care timp de 20 de ani i-am învățat cum și corect să se comporte și cum să abordeze corect un drept al său, cum să și-l apere de fapt. Vreau să îndemn pe toți să ne susțineți în această campanie electorală pe data de 11. Este un vot decisiv, este un vot în care noi avem încrederea dumneavoastră. Vă susținem și vă apreciem foarte mult. Da, vă să-l mulțumesc. Deci, Partidul Verde Ecologist își propune pe viitor în Parlamentul Republicii Moldova să atragă o atenție deosebită la toate subiectele, dar în special, sigur, să fim portavoce a tuturor celor care se luptă pentru drepturile omului și pentru drepturile noastre în sânul naturii și a naturii, ca să fie protejată de acțiunile noastre. Nu am început cu acest subiect, fiindcă unii își creează impresia că Partidul Verde Ecologist este un partid doar care se gândește la păpădii, la albinuțe și la bunăstarea altor vietăți, dar nu am omului. Este neadevărat, vă greșiți. În întreaga lume, partidele verzi sunt partidele care se pronunță pentru echitate socială, pentru justiție, pentru toți, pentru ca cetățenii să aibă drepturile lor respectate, pentru ca noi să avem un trai decent oriunde nu am fi, cine nu am fi, indiferent de culoarea noastră a feței sau de gen, sau de orientare religioasă sau sexuală și așa mai departe. Dar totuși, noi suntem cei care punem accentul mult mai mult decât orice altă formațiune politică pe protecția naturii. Noi ne dăm seama că acele cuvinte al lui Ștefan cel Mare, că Moldova nu e a noastră, ci a urmașilor noștri, vor fi doar un slogan în viitorul apropiat dacă noi nu ne vom face griji de natură, nu ne vom face griji de apele, de râurile care, și râulețele care curg pe teritoriul Republicii Moldova. Vom rămâne fără oameni, fără natură, fără ape și aici va fi doar un pământ pârjolit cu acei corupți care trăiesc pe ea. Dar în mai multe detalii viziunile noastre pe subiectul ecologiei, dar și a economiei verzi, îl rog să ne spună câteva cuvinte pe Anatolie Prohnitski. Apropo, vreau să menționez că față de alte formațiuni politice din Republica Moldova, care au, spunem, tendința, dacă un președinte la un forum legislativ, adică forumul partidului, a fost schimbat de alt președinte, gata, strântește ușa, pleacă din partid, ultimii ori în groapă. La noi, practic, conducerea se schimbă regulat și oamenii care au stat la dezvoltarea partidului, la conducerea partidului, fac un pas în mai în spate, fiind un sprijin pentru conducerea mai tânără, cu experiența sa. Așa a făcut și Anatol, pentru ce îi mulțumesc eu în calitate de președinte de partid, așa fiți sigur că voi face și eu. Și cât mai repede, cât mai bine, trebuie să găsim niște tineri care să fie mult mai bătăuși ca noi. Dar totuși înapoi la ecologie și economie. Vă salut, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, Republica Moldova deja serbează 30 de ani de existență. Suntem mereu în lupte electorale, mereu la scrutine, salvăm pe cineva, avem o icoană în față. Mă rog, ne rugăm, votăm, problemele nu se soluționează. Situația ecologică în Republica Moldova este dezastruoasă. Noi, într-adevăr, suntem într-o criză, suntem o țară plină de gunoi. Da, asta e realitatea. Au fost milioane de pestecotare de euro, au fost milioane, sute de milioane de lei în fondul ecologic, care nu știe nimeni unde-s. Și, la moment, noi avem fântâni,
intoxicate în Republica Moldova, cu vorb datelor statistice a organelor statului, peste 80% din fântâni sunt toxice, apa nu se poate consuma nici pentru om, nici pentru animale. Dar ce fac oamenii? Sunt nevoiți să o consume, nu? A doilea subiect. Nu este creat sistemul managementului deșeurilor. Nu se adună gunoaiele, nu se prelucrează, se aruncă unde se nimerește. Și sunt foarte multe deșeuri care sunt foarte toxice. Nu să vă le enumăr acum. O mică baterie, da, la un, mă rog, o jucărie pentru copii este foarte toxică și se aruncă la anime reală. Cu toate că bani pentru aceasta sunt prevăzuți. Unde-s banii ăștia? Nu știe nimeni. Ce avem la moment? La moment în Republica Moldova, în fiecare an, câte 10.000 de oameni, astea-s datele statistice, pleacă. Pleacă din viața aceasta, anume pe problemele legate de calitatea mediului. Fie apă, fie aer, fie sănătate. Puteți consultați. Pandemia, într-o aproape 2 ani, ne-a răpit peste 5.000 de concetățeni. Dar pe probleme de mediu, 10.000 în fiecare an. Noi avem copii care au alergii, au, vedeți ce se petrece cu dânșii. Noi nu putem să tolerăm situația mai departe, așa. Noi nu avem păduri în Republica Moldova. Dacă iarăși analizăm toate rapoartele de zeci de ani, 11-12%, mai sus nu ridicăm, dar de aici se taie într-o veselie zi de zi și suntem recunoscători și ONG-urilor și altor formațiuni care trag atenția la acest subiect și se luptă, și inclusiv cetățenii care sunt mai activi. Și noi o să ne trezim cu timpul că nu o să avem păduri. Clima se schimbă, o simțim toți. Ne bucurăm anul acesta de ploaie. Dar anii precedenți erau o arșiță nemaipomenită. Sursele acvatice, fluviul Nistru, râurile mici la noi care sunt aproape la 3.000, toate sunt intoxicate. Ne aducem aminte ceva, o lună, două în urmă, a fost un conflict în Tajikistan, prin regiunea aceea. De la ce? De la sursa de apă. Pentru că și 15 ani în urmă, când noi ziceam că să folosim apă îmbuteliată din sticle, toți, ce mai zic și ecologiștii ce? Am ajuns la asta. Păi o să ajungem la ce? Că sursa de apă o să fie o sursă, un element strategic de viață. Păi noi trebuie să păstrăm, să ne luptăm pentru această sursă, cu părere de rău. Toate guvernările nu au tras atenție la aceste subiecte și le socot ca ceva neesențial, ce nu este corect. Și desigur că apar întrebări. De unde un lider de partid, mă rog, proprietar de bancă, cel se plimbă prin toată lumea, în vacanțe fiecare lună și tot așa și tot așa. Pentru că se fură banii care trebuiau investiți anume în protecția mediului. Dacă să vorbim despre economie, Republica Moldova are minister dezvoltării economice, numai economie n-are. Pentru că iarăși sunt implicați liderii formațiunilor oligarhopolitice care au un țel, bani, alegeri, poluarea minților oamenilor, sucirea minților, putere și, fiind la putere, iarăși fac bani. Noi nu suntem așa, noi suntem altfel. Și economie Republica Moldova nu are. Întrebați de cine vreți. Ce trebuie, ce ar fi bine, ce ar fi recomandat să producă Republica Moldova, cu ce se ocupă? Nu este o strategie de stat. Noi venim cu această strategie. Noi vorbim despre economia verde. Când le spui guvernanților și a fost și mese rotunde, e leașină. Dar ce mai este și economia asta verde? Oameni buni, economia verde este cei ce nu poluează mediul. Noi am vorbit despre securitatea energetică. Nu odată. La toate posturile televiziune se discută acest subiect. Și plătim. În tot cazul, datoriile sunt pe noi, a gazului importat din Rusia,
la termocentrala de la Cuciurgan și noi procurăm această energie electrică. De ce? Pentru că sunt scheme, sunt intermediari care sunt cointeresați. De ce nu se dezvoltă sursele de energie verde, fie eoliană, fie solare, bio, sunt foarte multe. Și este suportul Uniunii Europene. Colegilor noștri verzi din Europa se pun pedici și nu se permite pentru că pierd influența de la schemele și acestea și pierd profitul. Multe țări, ca Olanda, ca multe țări dezvoltate, deja au 80% din energie, se produce energia verde. De ce nu putem să o facem noi în Republica Moldova? O putem face. O putem face când cetățenii Republicii Moldova vor vota Partidul Verde pentru Partidul Verde Ecologist. Ajunge să salvăm națiunea, să batem mătăni la icoane care apar la fiecare alegeri. Poate ne gândim și la noi, ne gândim la mediu, ne gândim la viitor. Prezența Partidului Verde Ecologist în Parlamentul Republicii Moldova este o necesitate și o adresare aparte către diaspora. O mare majoritate sunteți stabiliți în Europa. De ce europenii votează masiv partidele verzi? A? Sunt ei mai puțin pricepuți ca moldovenii? Cred că nu. Pentru că asta este viitorul. Și politicile verzi trebuie implementate, dar nu 30 de ani, să nu te clarifici cu toate deșeurile din Republica Moldova, având la dispoziție sute de milioane de euro care sunt furate. Așa că pe 11 iulie vă îndemnăm, votați Partidul Verde Ecologist, votați pentru sănătate, pentru un viitor verde. Deci, într-adevăr, viitorul va fi verde sau nu va fi? Dacă consultați sursele europene sau cei care deja au reușit să o facă, cunoașteți că în Europa a fost aprobat Pactul Verde European, Pactul pentru Viitor, care presupune pentru viitor alocarea a peste 1.000 de miliarde de euro ca economiile să se adapteze la necesitățile ecologice. Noi, în Republica Moldova, după un an și jumătate de pandemie, când economia care și așa era proastă, a căzut pe butuci, avem unica șansă de a reconstrui economia după modele noi. Cum de făcut noi știm? Nu vom vorbi astăzi, dar vom organiza aproape în fiecare seară discuții în direct pe pagina partidului, pe pagina noastre, pe paginile noastre personale, în care vom putea să lămurim, dar și dumneavoastră să ne întrebați. Vom merge în teritoriu, vom vorbi cu fiecare din dumneavoastră unde vom putea să ajungem și vom spune clar și răspicat că iată așa cam s-a obosit tot. Deci viitorul pentru verde, pentru sănătate și viitor este ceea de ce avem noi necesitate stringent. Și înainte de a încheia, eu aș vrea să acord un cuvânt mic de salut și doamnei Spinei, care de asemenea nu este membru a Partidului Verde Ecologist, dar este o activistă civică care a acceptat să fie în echipa noastră. Și mi-ar fost să fie de grabă. Deja ești membru. Хочу сказать, что для нас очень важна наша окружающая среда, природа, как и важны мы сами люди. Как и люди имеют право на жизнь, так и наша природа имеет право на существование. Как и мы решили защищать права человека, так и параллельно решили защищать право на жизнь, нашу окружающую среду, наши леса, поля и все, что мы видим. Призываю всех как голосовать за экологическую партию зеленых, потому что именно она заботится о природе, о людях, о здоровье и о нашем с вами будущем. До свидания.
Раз на русском, то я тоже попробую сказать пару слов. Мне говорили, ну, у тебя акцент не русский. Но я и сам не русский, правда. Так как и многие в Республике Молдова, один из лидеров политического, одного политического формирования предупреждал или нас, что если вдруг военные из других стран придут на учение к нам, то есть опасность, что будут рождаться дети чуть темнее, да? То есть страшилки такие строить. Ну вот он, я чуть-чуть темнее, чем некоторые, да? И у меня и отец, и мать, и молдаване. И знаете, давайте мы будем держать ухо востро и не будем верить тем, которые пришли в эту компанию, так же, как и в других компаниях, для того, чтобы устрашать нас. Знаете, экология не имеет границ. И для окружающей среды, да, это река Днестр не является препятствием. Я хочу обратиться к тем, которые живут на левой стороне реки Днестр, под сепаратистским правлением. Вы знаете, нас объединяет одно и то же. Мы все граждане Республики Молдова. Просто у некоторых есть этот бзык, что они хотят, чего они хотят. Наши, которые сейчас борются или говорят, что нужны их голоса им. И ваши, которые делают все возможное, чтобы обокрасть вас. Наша, нас, ваши, вас. У них одна цель – держать нас раздельными. Мы, зеленая экологическая партия, за то, чтобы Молдавия была целостным, чтобы мы все, вне зависимости, на каком языке мы говорим, на румынском, русском, гагаузском, болгарском и других языках, чтобы мы все граждане Республики Молдова имели те же права, те же свободы, чтобы у нас дети росли, получали образование, были здоровы здесь дома. И если бы они хотели уехать, чтобы они уезжали молодыми, чтобы видели свет, да, и возвращались сюда, чтобы жить в Республике Молдова. Чтобы они уезжали путешествовать, а их не заставляла нужда. Так что я призываю всех на обоих сторонах реки Днестр выйти 11 числа на выборы и голосовать за зеленую партию. Партия, которая делает все не против кого-то, или воюет, или решает, или воюет не против кого-то, а за что-то. Мы за природу, мы за права человека, мы за свободы, мы за то, чтобы было равенство, мы за то, чтобы мы все жили хорошо. Deci în final, vreau încă o dată să vândem pe toți. Pe data de 11 iunie 2021, iulie 2021, să ieșim în primul rând la vot. În primul rând să ieșim la vot. Să votăm Partidul Verde Ecologist ca unica forță politică care poate asigura un viitor sănătos societății noastre și fiecăruia din noi în parte. Nicătându-ne ne aflăm noi. Aici, pe malul drept, acolo, pe malul stâng, sau mai departe în ceea ce se numește diaspora. Noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova, noi toți vrem să fim sănătoși, noi toți vrem să avem copiii lângă noi și deci noi toți dorim ca verde pentru sănătate și viitor. La revedere, ne vedeți pe voi, noi în satele noastre, la voi prin în curți și pe rețelele de socialitate. Și pe buletinul de vot. Dar pe buletinul de vot numai decât. Partidul Verde Ecologist, Floarea Sarelui, sau cum Brega spune totdeauna, Răsărita. Votați Floarea Răsărită.